Hei, sunt Andreea de la Andreea Lumea Cărților, iar astăzi am revenit cu un nou video în care am să fac o nouă colaborare cu Ana de la Ana Citește. Am făcut fiecare câte un tag cu câte 10 cerințe și ni l-am dat reciproc. Și haideți să începem. Se numește Leapșa printre cărți. 1. O carte care ți-a plăcut și una care o adori. Pentru cartea care mi-a plăcut am ales Băiatul miliardar de David Walliams. Iar o carte care o ador este Minunea de R.G. Palacio. 2. O serie care ți-a plăcut și o trilogie care ți-a plăcut. O serie am ales Însemnările unei puștoaice. Am toate cele 10 volume, dar am auzit că o să apară și volumul 11. Și trilogie am ales trilogia Aripenco. Are 3 volume, fiindcă e o trilogie. Operațiunea Iepurașul. În coadă de pește. Și misterioasa dispariție a lui Billy Cataramă. 3. O carte de la Arthur și una de la Ian Gard. O carte de la Arthur am ales Pădurea fermecată. Și o carte de la Ian Gard, singura pe care o am de la această editură, este Cele 3 fețe ale lunii. 4. O carte SF și una de dragoste. Am ales O buclă în timp. Și de dragoste nu prea am găsit, așa că am ales Domnișoara Cristina, care zic eu că se potrivește cât de cât. 5. O carte de un autor român și una de un autor străin preferat. Am ales Dosarul Popcorn de Ana Rotea. Și Vrăjitoarele de Roald Dahl. 6. O carte la care ai plâns și una la care ai râs. Am ales Povestea Elei. Nu am plâns la această carte, dar a fost o carte emoționantă. Și o carte la care am râs a fost Norocul Laptele. 7. O carte cu o copertă roșie și una cu o copertă albastră. Cu copertă roșie este Emil și detectivii și cu o copertă albastră este Capeștele în copac, cartea pe care o citesc în prezent. 8. O carte cu o o carte mică și o carte uriașă. O carte mică am ales Marea Evadare. E foarte micuță. Și o carte mare am ales Toate pânzele sus, pentru că mie mi se pare destul de mare. 9. O carte cartonată și o carte flexibilă. Cartonată am ales cartea Crenshaw. Are o copertă cartonată. Și o carte cu o copertă flexibilă am ales Confesiunile unui prieten imaginar. Are coperta destul de flexibilă. Și 10. O carte cu peste 400 de pagini și una sub 400 de pagini. Cu peste 400 de pagini am ales volumul 3 din Harry Potter. Harry Potter și prizonierul din Azkaban. Are 458 de pagini. Și cu o carte sub 400 de pagini am ales Tuc pentru totdeauna, ce are 136-137 de pagini. Cam acesta a fost tag-ul. Nu uitați să vă abonați și la canalul Anei, Ana Citește. Vă las link-ul în descriere. Să vă abonați și la canalul meu și să dați like dacă v-a plăcut acest video. Pa, pa! Spor la citit!